În acest fel, pe scena de la Teatrul Alexandru Davila, Universitatea din Pitești a marcat Ziua Studentului Internațional. Alături de studenți au fost rectorul Dumitru Chirleșan și președintele Consiliului Județean Argeș, Florin Tecău. Universitatea este Alexandru. Suntem pregătiți pentru a fi multicultural, intercultural, să acceptăm, să tolerăm. Universitatea din Pitești are experiență în privința studenților străini. Are o experiență pozitivă, o experiență îndelungată, pe care vrem să o promovăm în continuare. În aceste zile am avut o discuție amănunțită cu rectorul Universității din Pitești și vrem să promovăm Universitatea la nivel național și internațional, la nivel european, astfel încât să devină un centru de referință al educației și de asemenea să putem să atragem valori din Argeș alături de noi. Studenții, atât străini cât și români, au fost emoționați de moment. De tot ce studiam noi, te simți bine alături de români, alături de studenții români? Îți place Universitatea de Pitești? Da!